când vei veni, dacă nu vom fi așa, nu să avem parte cu tine. Dar pentru lucrul acesta, ascultați-mă, e nevoie de vedere, e nevoie să facem asemenea semn de rugăciune, ca să putem, fraților, să strângem un delem în candele noastre, când va face stigare mirele, să vă spun, iată mirele vine! Fratele Marius, cu curabia, izlazul, prundul, zinicea de buleniu, fraților, toți să fim pregătiți, să putem să-L întâmpinăm pe mine, în văzut cum va veni atunci. Menirea noastră, menirea ta, felul tău de copil al lui Dumnezeu, oricare ești, că ești mai devreme întors la Dumnezeu, că ești mai de mort, este să vedem, frați și surori, pentru că ascultați-mă, degeaba trăim în neprihănire 10 ani, 20 ani și deodată, la un loc de strânturare, lăsăm neprihănirea, cădem în păcat și toată neprihănirea în care trăim, în care te-ai ostenit, frate Marius, frate Paul de la Zinci, sau frați și surori care sunteți aici, să vă uita tot ce ai făcut, să duce în vânt și mântuirea noastră, mântuirea mea, mântuirea ta. Ce se va întâmpla cu ea, frați și surori? Este adevărat că sunt oameni pe pământul acesta, sunt oameni frați, surori, care au lăsat Biblia, au lăsat Evanghelia. Ani în urmă, când am venit aici ca să lucrez în această vie, în această casă de rugăciune, Dumnezeu să-L binecuvânteze pe fratele Maru și toți slujitorii de aici, slujeam în biserica Maranata la Zinicea și Dumnezeu a avut o lucrare în sora Oița, în soția mea, care este vasul Domnului. O lucrare care s-a împlinit într-o vreme ca acum. Cine vechează asupra cuvântului ca să împlinească, cine are vremea hotărâtă să împlinească cuvântul, este Dumnezeu în cer. A fost o lucrare pe următor, frații mei și surorile mele, că vorbea Dumnezeu un fel de mustrare cu un fratele mare în el. Acum ce să facem? Să lăsăm adunarea, să lăsăm cuvântul și să plecăm, să renuncem în Anglia, în Irlanda, în Franța, să ne strângem 20, 30, 50 de mii euro în conturi, să-mi fac o vilă, să-mi iau o mașină, să-mi iau altă mașină. A fost lucrarea în felul următor, frații mei. Un frat vor lăsa Biblie, vor lăsa Evanghelia și arăta acolo, fraților, grămezi de bani, de aur, de galben, fraților. Și s-a întâlnit cuvântul pentru că oamenii pleacă și nu vreau să intru mai multe detalii. Dar noi trebuie să vedem, fraților, și ce să strângem. Să strângem cuvântul din inima noastră ca să nu împătărim, fraților, să vedem în păterea postului, a rugăciunii, fraților, să vedem asupra noastră, asupra trăirii noastre, pentru că nu știm când vine Domnul. Și în care va veni Domnul, ce va face? Vreau să dau citire la un cuvânt. Cuvântul se găsește în Matei 13, este un cuvânt care ar trebui să ne mărturisim pe fiecare dintre noi să ne pocăim, frați și surori. Și am să dau citire. Rămâneți așa cum sunteți. Important este să fim atenți. Putem să ne spunem și în picioare, dar nu suntem cuvântul și nu seama cum ascultăm. Nu, eu am zis așa, frate, voi stați acolo, stați. Este în zadar. Pilda nevodului. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un nevod aruncat în mare, care prinde tot felul de pește. După ce s-au umplut, pescarii scot la mar și jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despăți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptor la prins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus, dar Doamne, i-au răspuns ei. Și El a zis, de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din biserică.